Blestemul apelor s-a abătut crunt asupra tărâmului Dobrogean. Este de necrezut prin ce au trecut acești oameni care au privit neputincioși cum casele pentru care au muncit o viață au fost înghițite de ape. Am înțeles că a plouat părțile spre izvorul și a venit toată o viitură foarte mare spre noi aici, în peștera. Asta am înțeles de la lume, de la localnici. Totul e o Dunăre. Ați mai văzut asta la peșteră? Nu, acum vreo 30 de ani mai s-a întâmplat așa ceva. Vale probabil că au intrat. A fost, dar nu așa mare. Natura și-a arătat puterea, nici măcar pompierii nu au mai putut face nimic în afară de a evacua pe oameni din calea prăpădului care le-a dovorât locuințele și le-a nimicit culturile din care își duceau traiul. S-a intervenit la două gospodării pentru scoaterea apei din două locuințe. S-a intervenit cu o autospecială și cu o motopompă de la detașamentul de pompieri Medgidia. Coșmarul a durat ore în șir și a lăsat în urmă un peisaj sumbru și dezolant. Bilanțul ravagilor produse de viitură pare că nu se mai sfârșește spre disperarea autorităților locale. În localitatea Peștera nu a plouat, în schimb în localitățile din Amonte, satele Izvorul, Veteranul și în comuna Ciocârlia, a plouat foarte tare, avertizarea am primit-o oricum mult prea târziu când eram deja sub ape, de ori ploile au cantități mai mare din cauza unor poduri, trei poduri și două punți pietonali subdimensionate, se întâmplă această nenorocire și de fiecare dată cu pagube însemnate. Valoarea pagubelor? Sunt de miliarde de lei, vă dați seama, dispensar, cămin cultural, poștă, primărie, grădiniță, parcul din comună, terenul de sport și cele 30 de gospodării. Localitatea a fost separată în două după ce un pod rutier a fost pur și simplu demolat de furia apelor, iar accesul către unele zone ale comunei a devenit imposibil, mai multe familii fiind izolate. Zece familii au rămas fără adăpost și 60 de gospodării au fost avariate, iar peste 100 de hectare de teren au fost inundate. Grădinița, dispensarul, căminul cultural, terenul de sport și parcul din centrul comunei sunt de nerecunoscut în urma tragediei. Toate acestea înseamnă pierderi colosale pentru administrația locală.